Domnul Florin, când am fost eu mic, m-am luptat cu gâscanul. Eu am avut cel mai mare curaj. Și ăsta se luptă cu tine. Cine? Gâscanul. Nu mă mai bag acum la gâscani. O, lasă acolo. Bogdan, te salut. Salutare. Așa, tinere, te văd un bărbat adevărat. Ha? Dă-te așa, că dă-te mai așa un pic, te văd la soare. Așa, întoarce-te și hai, întoarce-te încă o dată, te rog. Ăla, rămâi așa. Bun. Bogdan. Te văd un bărbat puternic. 3 ani la mine, că eu crezi. Aici ne prezint o iapă frumoasă, puternică. Da. Cum o cheamă? Bobby. Cum? Bobby. Aici Bobby. Mai tare, mă. Da, nu, că e bine, am auzit foarte bine. Bogdan, viață bună. Ha? Da. Ce ai făcut astăzi? M-am plimbat un pic cu ea. Ai ieșit cu iapa? Pe unde? Acolo. Ai ieșit pe drum? Da. Și? Numai așa la plimbare? Ha? Da. No, poți să o duci un pic către căruță, te rog? Hai! Hai înapoi! Fii atent, Bogdan, ce trebuie să faci. Urci cu piciorul aici, pe betonul ăla. Bine, te rog. Du-te. Mai. Și acolo, atât. A, acolo. A, așa ține-o. Domn Florin, hai da să vă vedem un pic și pe dumneavoastră. Vă rog tare mult. Uitați aici cu Sebi. Hai și tu, Sebi. Un pic, că e prietenul tot, domnul Florin. Da. Așa. Domnul Florin. Da. Bogdan, stai lângă tăticul tău. Că tu ești baza aici, băiete. Domn Florin, aveți bază în Bogdan? Da. 100%, nu? Da. Așa. Domnul Bogdan, aici am venit cu Sebi. Noi ne-am întâlnit acum cât timp? Acum vreo un an ne-am întâlnit pe șosea, așa-i? Propriu, da, da. Așa, și am tot zis că o să vin pe la dumneavoastră. No, tot a fost așa. N-am putut să vinim. Așa. N-am putut să vinim și uite că într-un final am vorbit acum cu Sebi, am fost până la un prieten. Și am zis că numai bine, uite-te, hai să mergem la un prieten și v-am luat pe dumneavoastră direct. Am sunat, ați ieșit un pic cu băiatul, așa-i? Da. La o plimbare? Plimbare, că trebuie să fie aici. Și o legați la căruță și o plimbați, cam cât o plimbați, sau? Da, la am oprit, 10-15 minute. Și să fie mai ușor, așa-i? Da, pe sâmbă, dacă nu-ți liber, că eu lucru în satul mare. Da, o mai scoate băiatul, așa-ni? Am înțeles. Ce am vrut să vă întreb, domnul Bogdan? O iapă frumoasă, cât are? 5 ani? Cât are? 9? Arată foarte bine, eu i-am dat 5. 9 ani, Cât vă dau oamenii așa, dumneavoastră? Câți ani vă dau? Vreo 25 vă dau, așa? Da. Depinde, care, cum? Depinde, Sebi, ție cât îți dau? Mie? 15. Duce, bă! Cum, mă, da? Așa. Bă, Sebi, nu-i rău, ești sportiv, arăți bine, n-ai treabă. Așa, o iapă foarte frumoasă, semigreu nostru, așa-i? Semigreu? Semigreu românesc? Da. Iapă românească. Cu ce armă s-a răzmântat-o? Cu ce a mântat-o? Da. Cu un ungurez, de ce? Cu un sânge rece ungurez? Da. Pe ce culoare? Un negru. De unde? A fost Thanos. A, l-ați avut dumneavoastră? Da. Am înțeles. O iapă frumoasă. Nu, uite, cu două, Sebi, cu două iepe de astea, nu, poți să le pui la trăsură. Ba, da, cum să. Și să te duci la nuntă. Bine, mă, dar uite-te. Dacă nu le prea găsești, am astea. Nu se mai găsesc, de ce? La unii găsești tu iepe așa românești. Mai rar, vezi că cine că tot aduce prin străinătăți, tot vrem să avem mai. Și a noastră, rasa noastră să pierde. Am înțeles. Noastră se iepe de lucru, iepe de producție. Cu cine ați potcovit, domnul Florin? Iapa? Da. Frate, eu le potcovare. Deci cu fratele noastră? Eu le potcovare. Am înțeles. Și eu trebuie să-mi iau niște scule să încep a potcovi singur. Vrei să faci așa? Da. Nu, vreau să te văd când îți iei sculele, că vreau să vedem. Până în vară mi le iau și cât de repede vreau să mă apuc să mă potcovi. Și îți iei și să faci și potcovele? Adună apoi. Bă, o să încerc. Deocamdată așa nu știu să le fac colțurile mai armere, dar... Lasă că înveți de la... Fii atent că tu ai aici un prieten foarte bun, care te poate învăța. Am un prieten foarte bun. Ba, ai un prieten, la că zic eu, Marian.
de la Lăpușel, care te poate ajuta să înveți. Nu-i problemă, că nu-i mare faci. Lucru, că doar ba, fac, eu stau. Ba, eu e mare lucru, e mare lucru. Fii atent, mie mi-a arătat, nu vreau să-l aud eu pe Marian și pe tatălui Ghiță. Oh. Fii atent, Sebi, să-ți spun. Da. O făcut tatălui Marian, a făcut o potcoavă. În fața mea. Și face Cristi, vezi potcoava asta? Da, am pus-o deoparte. Face, fii atent, o fac a doua. O făcut a doua potcoavă și face, fii atent aici. Le iau și le pun una lângă alta, să-mi spui dacă vede diferența. Și nu s-a văzut diferența. Deci că e mai lată, să mai bat un pic sau mai... Da, meseriaș. No, deci... E rar. Pă, lățime, pă, tă, ce vrei tu. Ce vrei, că o viață întreagă. Da. Bătrânul tot la... Asta și câștiga pâine. Da. Arată bine, prea. Bombonel! Bombonel! Arată bine, prea. Da. Îi o ia pe frumoasă. Așa e. Bogdan, cum o cheamă pe ea? Scurtă pe picioare. Bobby, foarte frumoasă. O ia pe frumoasă. Din câte am înțeles, o să doriți să ne faceți o surpriză. O să ne apropiem un pic de graj. Bine zic, domnul Florin. Da, și, afară, și o să vedem ceva interesant. No. De-abia așteptăm să vedem surpriza. Ăla-i. Ce lungă intra. Frumos. Domnul Florin? Da. Aici cea de-a doua e apă? E apă de 8 ani din Bruno, al lui domnul Dorin. Așa, și mânzuțul sau mânzuța ei? Super. Și mânzuța ei. Asta e surpriza. De câte? Două zile. Ea apa e cumpărată de la Sălaj, de 3 ani la noi. Da? Și... Se simte bine la dumneavoastră? Foarte bine. Hai, da. Care e tatăl la mânzuța mică? No, tatăl la negru care... Deci negru care l-ați avut dumneavoastră? Uuu. Ne-a ținut acum un pic. Hai că un pic aici. Ați mai avut mânci la ea, așa-i? La asta? Da. Doi mânci de când de la noi. Și ăilalți mânci ce-au fost? Mânză, mânză? Deci tot mânză au avut, da? Și două mânză au avut la Sălaj. Deci numai mânză au fătat ea? Păi 5 ani au fătat, un an au fătat în mânză. Așa. Și ce culori au avut mânzele? Tot așa galbene. Tot așa pe galben, așa-i? Și alea de la Sălaj și astea două cele mai. Am înțeles. Deci țin pe linia mamei, cum se zice, așa-i? Una a fost din al domn doctor. Da. Cum am cumpărat. Da. Și a doua a fost de la al domnul Costică, de la baba Nova. Așa. Domnul Costică, ce are negrul ăsta, da, lui?
Da. Domnul Costică se duce pe la munte, pe satul mare. Aveți Facebook-ul lui domn Costică? Sau cum îl... Ce Facebook are oare? Oricum îl caută pe Costi Motiță. Sau... Da, Costi Motiță. Așa, Costi Motiță, îl caută băieții pe Facebook. Dacă doresc să monteze cu el, bine, frumos. Nu-i din el acum. Am înțeles. Cel ce l-a avut înainte de el, așa-i? Da. Am înțeles. Costi Tărnegru ăla l-are, așa-i? Da. Am înțeles. No, să-i trăiască, să poată să monteze în continuare. Da. Nu, domn Florin. Așa, ușor, așa. Lasă că acum știe, că acum gata. Hai. Să mai poate întoarce un pic, încolo, mai încolo. Că atunci vedem și mânzul. Așa, atât. Cum, domnul Florin? Da. Mânjii ăilalți cum au evoluat? Foarte bine. Cai mari? S-au făcut mari? Mânzele? Păi prima nu a fost chiar așa mare, dar asta a fost mare. Deci aia din negru a fost mare, așa-i? Da. Și acum se prezintă, la cum s-a prezentat asta din a doua? Asta? Da, asta cum se prezintă față la două zile? Cum se prezintă asta față? Pare cam tot așa. Cam tot așa, așa-i? Asta se vede pe parcurs, însă... Deci se vede, va fi o iapă mare, puternică, se vede groasă pe picioare, frumoasă, lungă, e foarte frumoasă. Să vedem cum a evoluat. Ia, are lapte, apoi... Vedem cum a evoluat pe parcurs. Da. Și nu le și intre acolo. N-ai dorit. Domn Florin, ați mai avut, cum ați zis, ați mai avut un armăsar? Armăsarul când l-ați dat? De câte zile sau cum? Nu, l-a dat fratele meu, am trecut în vară. A, deci l-a dat în vară, așa-i? Ce-am montat de acolo. Am înțeles. Că a zis să v-ați montat tepele, să se bucure și altcineva. Hă? Da. Da, aici, în zona, la vreo 20 de kilometri. Am înțeles. Cum e, domnul Florin, mai tot lucrați cu caie, așa-i? Nu, noi nu lucrăm cu caie. Nu mai lucrați cu caie? Nu lucrăm deloc cu caie. Și atunci ce faceți cu ei? Îi ținem numai de plăcere. Numai de plăcere, așa-i? Ați lucrat în trecut, acum 20-30 de ani? Ce se putea lucra acum 20 de ani cu caii aici la dumneavoastră la satul mare? Ce se putea lucra? La da. Tras de mălai, la adus de fân, la de-astea, nu? Am înțeles. Anul ăsta cum a fost cu recoltele cu porumbul? Ia, nu auzi niciodată porumbii. Dumneavoastră a spus și a porumb? A spus, așa-i? Când am trecut? Da. Dacă ai ăștia nu mănâncă porumb. E clar că nu mănâncă porumb, știți dumneavoastră de ce? Da, o văz și... Da. Bine, porumbul este pentru porci, este pentru celelalte animale din jur, pentru oi, pentru găini, pentru... Da, să mai poate face o mămăliguță la om, nu? Nu. De 3 ani de zile ăștia nu am cambiat de porumb, nici verde, nici uscat. Deci nu, de ce, domnul Florin, de ce? De ce nu dați porumb la găini? Nu lucrăm cu ei. Așa, și atunci... Fac mâncărim, fac tot felul. Porumbul îi dai că lucri cu el și ăsta. Am înțeles. Deci cantitate mare de proteină, cred că așa-i? Ăla-i baiul, nu? Ăla-i baiul, nu. Și noi am învățat de la altul. Ce am văzut pe net. Mm-hmm. Ce să zicem că... Deci ați mai studiat? Da, mai studiat, nu. Înainte le-am dat. Dar ăștia, de când ne avem la ăștia, nu le-am dat. Nu, las că e foarte bine. Da. Când doriți dumneavoastră să puteți să o duceți? Domn Florin, da. Un graș frumos, uscat. După posibilitate. Caii stau relaxați, aici cu băiatul dumneavoastră, cu Bogdan, cu Sebică. Sebică, îți mulțumesc că ai făcut un pic de efort și... Cu mare plăcere. Am să ieșim un pic să ne întâlnim cu domnul Florin. Aici frumoasă apă murgă pe care am prezentat-o. Foarte frumoasă. Domn Florin, ne bucurăm tare mult pentru dumneavoastră, ne bucurăm pentru bucur că ați venit. Ne bucurăm pentru mânzuța pe care o aveți aici.
să vă crească mare și frumoasă. Da. Și așteptăm să, așteptăm să fete și murga. Săptămâna viitoare, sâmbătă. Se împlinește atunci? Da. Am înțeles. Păi depinde. Mai împinge, nu mai împinge. Așa. Băiete. Da. Tu? Cum e viața ta? Bună. Relaxantă? Ha? Uite-te un pic la mine. Băi, băiete, nu-ți fie rușine de mine că eu nu-s de la TVR sau de la ăsta. Eu după capul meu, fii atent, ascultă-mă. Eu după capul meu aș zice așa. Televizorul este dușmanul omenirii. Părerea mea, unul din dușmanii omenirii, mass media stresează foarte mult lumea. Ați văzut, o dăm dintr-una într-alta, da. Până ne ia naiba pătăți. Noroc că, domnul Florin, noroc că oamenii la țară sunt oameni mai degajați și cât de cât... Nu aveți timp de televizor. Nu aveți timp și nu vă stresați, că uite, te aveți de lucru. N-ai cu ce să te stresezi. Aveți de lucru cu caii, cu, dacă aveți o văcuță, dacă aveți un purcel, trebuie crescut, trebuie hrănite, trebuie făcute. Da. Domnul Florin, ce pot să zic? Vă mulțumim tare frumos aici și cu Sebi. Eu vă mulțumesc că ați venit. Să aveți viață bună, relaxantă. Avem. Și să se abținească înapoi tăti nebuniile. Da, am de pe. Da. Și că să se abținească, auzi-mă. Asta a fost o glumă. Corect, Sebi? O glumă adevărată care da. I-ar conveni la toată lumea.